Salutare și bun găsit din nou la un nou vlog. În acest vlog am să vă explic exact îndeamănântul de ce am ales acest lucru să îmi creez un cont YouTube. În mare parte, majoritatea are această ocazie să-și creeze contul de YouTube, dar dacă vrei să continui și să te axezi pe acest lucru, ai ocazia să poți și încărca anumite idei, păreri, sfaturi, să spunem așa, ajutor pentru cei care au nevoie. Sau poate din viața voastră personală și să rămână amintire, ce pot spune. Dar problema e că mie mi-au spus mulți, majoritatea, ce ai pățit, te-ai apucat de YouTube, te-ai dat mintea copiilor, crezi că folosești la cineva ceea ce pui tu sau multe alte chestii care, sincer, de mult ce le-am dat importanță, nu pot să mi le amintesc acum. Da. Și am vrut să fac acest lucru exact pe YouTube, să postez, să le răspund mai frumos de atât, știi? Pentru că am văzut majoritatea își împărtășesc gândul lor sau ceea ce știu ei să fie de ajutor pentru ceilalți, am crezut și cred că pot fi și eu la fel. Mai puțin, mai mult, am zis să încerc. 2, 3, 4, 20, 100, n-ai de unde să știi. Poate mâine pe mâine are nevoie, poate intitularea videoclipului meu despre anumite idei, păreri, sfaturi, poate găsi și le va fi de ajutor. Deci nu este cu niciun alt interes. Ce pot spune? Așa cum știți și cum ați văzut că în mare parte sunt șoferi rubriți, am să încerc să vă explic ceea ce știu eu. Pentru cei care nu știu, înțeleg că alții nu au nevoie, dar mai sunt și alții care au. Și ca să poată învăța și ei, ca să poată să le fie bine, să le meargă treaba, cum vă merge și vouă. Și depinde. Ceea ce mai descoper, ceea ce mai învăț, de exemplu, poate fi anumite negative creștine, ar fi multe, dar în mod special intenția acestui videoclip vlog este să vă spun că nu am alte gânduri. Dacă mi se pare, chiar mi se pare că e o idee bună, nu greșesc cu absolut nimic, sunt transparent, nu mă dau drept altul. Nu știu dacă v-am spus de la început, chiar în acest videoclip, nu o să tai nimic ca să mă vedeți, tati, cum sunt eu. Deci, dacă greșesc, dacă nu știu să vorbesc, dacă multe alte lucruri. Dar vă spun că cei care mă vor vedea sau cei care vor vedea numele canalului meu, tot ce va găsi va fi de folos. Absolut totul. Nu voi posta nimic din ceea ce voi crede că vă va duce în eroare sau vă veți pierde timpul ascultându-mă pe mine sau mă nu știu ce. Ce pot să spun? Nu mai judecați, nu e ceea ce credeți voi. Rămâneți cei cu inima bună sau cei care aveți înțelepciune. Rămâneți cu ochii pe acest canal. Canalul meu de YouTube este MDOAN. Cu siguranță o să-mi dau silința să postez și să vă explic tot ce este mai bun, să nu vă pierdeți timpul și anumite pauze de ale mele de gândit, de astea, mă înțelegeți? Am să le tai, am să le editez și orice secundă vă va fi de folos. Ce pot să zic? Aveți încredere și cei care ați judecat până acum, sau cei care veți mai judeca, să nu mai judecați.
Și dacă mă veți găsi pe anumite videoclipuri, cam greșit, că mai nu știu ce, toți greșim. În mare parte, intenția mea nu e să mă dau drept altul, dacă o să tai anumite chestii, vorbe, cuvinte și mai nu știu ce, o să le tai doar din cauza timpului. Nu vreau să, așa cum v-am mai spus, să vă pierdeți timpul, să fiu cât mai repede, scurt și la obiect, înțelegeți? Ce pot să spun? Fiți atenți, în curând chiar am de gând să creez ceva și să postez ceva mai esențial, mai de înțeles, scurt și la obiect. Ce pot spune? Cam atât a fost și până atunci, numai bine!